când am început să practic medicina, m-am străduit să fiu amabilă și profesionistă. Tratam oamenii bine și dădeam diagnostice corecte. Și în foarte scurt timp, am câștigat încrederea oamenilor din zonă. După câțiva ani, am văzut că toți colegii mei și-au cumpărat mașini și case noi. Dar familia mea încă locuia în vechea casă, iar eu tot cu bicicleta mergeam. Fiii mei gemeni creșteau văzând cu ochii. Erau multe de plătit, dar eu nu aveam așa de mulți bani. Când mă gândeam la bani, nu puteam dormi nici mânca. M-am întrebat, cum se face oare că eu abia o scot la capăt, iar ceilalți medici câștigă atât de mulți bani? Apoi, într-o zi, la o conferință a medicilor, discutam cu câțiva colegi prietendei mei. I-am întrebat cum au reușit să fac atâția bani și au început să-mi spună. Doctorul Sun a spus... Autoritățile au spus Nu contează dacă pisica e albă sau neagră câtă vreme prinde șoareci Banii sunt totul în societatea de azi A câștiga bani e o abilitate în sine Dacă te împiedici de conștiință, vei fi săracă toată viața Celălalt, doctorul Lee, a spus Dacă vrei să câștigi bani, trebuie să-ți păstrezi pacienții În timp ce îi tratezi, dă-le niște hormoni îi va vindeca repede, iar pacienții rezistă bine. Vei avea o reputație bună, mai mulți pacienți și mai mulți bani. Un alt medic, doctorul Jin, a spus Boli mici, leacuri mari. Dacă vine cineva cu tuse provocată de o răceală, tratamentul normal nu-ți va aduce bani. Și ți ia timp. Tratează-o și tu ca pe o pneumonie. Va funcționa, faci bani, pacientul e mulțumit, toți aveți de câștigat. Fiecare avea propriile lui metode de a câștiga bani. M-am cam alarmat. Să câștigăm bani de pe urma pacienților așa fără conștiință? Nu este acesta un comportament josnic? Dar m-am gândit și la casele în care locuiau, la uh, mașinile pe care le conduceau și la cât de încrezători erau toți când vorbeau. Iar eu încă mergeam pe bicicletă și eram săracă. Dacă nu-i ascultam, cum să câștig mai mult? Cum să ofer familiei o viață mai bună? În plus, mi se părea că toți făceau la fel. Chiar dacă practicam medicina corect, nu puteam schimba societatea. Și având perspectiva mai multor bani, conștiința mea s-a estompat. Am hotărât să încerc metodele colegilor mei. Mi-am tratat pacienții, vânzându-le medicamente în exces. Într-o zi, un pacient a venit cu o durere de dinți. Era doar o gingivită. Putea fi tratată cu medicamente ieftine. Dar văzând cât de tare suferea, m-am gândit la ce a spus doctorul Jin bolmici, leacuri mari. Și-am i -am prescris medicații occidentală și chineză plus injecții intramusculare. M-am temut că va refuza să ia toate acele medicamente, așa că i-am spus. Știu că sunt multe, dar îți vor face bine. Pacientul a strâns din dinți și a aprobat, apoi a plătit și a plecat. Văzându-l că pleacă, neliniștea mea a început treptat să dispară. Făcusem mai mulți bani decât de obicei și, deși m-am simțit vinovată, sentimentul a dispărut curând. Într-o altă zi, o mamă a venit la mine cu fiul ei de cinci ani. Acesta răcise și tușea, deci avea nevoie doar de câteva zile de medicație ieftină. Dar apoi mi-am amintit că așa nu voi face bani. Și i-am spus mamei copilului, fiul dumneavoastră are traheită, îi trebuie perfuzii. Altfel va face pneumonie. A fost cam șocată, dar avea încredere totală în ce îi spuneam. Și am prescris fiului ei perfuzii pentru patru zile. Când au ieșit din spital, am primit de câteva ori mai mulți bani decât de obicei. M-am simțit vinovată, dar iar m-am gândit la ce au spus ceilalți medici. Conștiința nu plătește facturile și nici mâncarea. Dacă asculți de ea, vei fi mereu săracă. Când m-am gândit la ce mi-au spus, vina a început să-mi dispară. Uneori oamenii mint ca să câștige bani, să supraviețuiască în societate. Nu aveam de ales. Nu peste mult timp a venit la mine o pacientă cu bronșită cronică. Trebuia să ia doar câteva medicamente simple. Dar, desigur, asta nu mi-ar fi adus niciun ban. Așa că i-am spus. Îți trebuie niște injecții intravenoase, altfel poți face enfizem, care poate să provoace bol de inimă încurajată de mine, a făcut bucuroasă injecțiile timp de șapte zile. Mi-amintesc că în ultima zi de tratament m-a luat de mână și a spus Mulțumesc, doamna doctor! Într-adevăr, mă simt mult mai bine după acest tratament. Dacă făceam enfizem sau vreo boală de inimă, aș fi suferit mult. Vorbele ei mi-au trezit conștiința și m-am făcut roșie caracul. Dar din nou m-am gândit, în societatea asta, cine nu minte și nu înșală? A câștiga bani o abilitate în sine. Gândindu-mă așa, disconfortul și îngrijorările mele au început să se evapore. Și așa m-am afundat tot mai tare în noroi, în goana mea după bani. După câțiva ani, câștigasem ceva. Aveam o casă mai mare, copiii erau căsătoriți și viața era bună dar mă simțeam deseori măhnită și vinovată. Nu eram împăcată. Eram într-o stare continuă de neliniște. Îmi făceam griji că cineva aflase ce făceam și le va spune tuturor fără știrea mea. Gândul acesta era foarte greu de suportat. Într-o zi, o soră din satul nostru mi-a propăvăduit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu atotputernic. Și am citit cuvintele lui Dumnezeu. La o adunare am citit cuvintele lui Dumnezeu despre cinste. Să vedem. S-ar cuveni să știți că lui Dumnezeu îi place omul cinstit. În esență, Dumnezeu este onest și astfel puteți avea mereu încredere în cuvintele sale. În plus, acțiunile lui sunt fără cusur și mai presus de orice îndoială și de aceea lui Dumnezeu îi plac cei care sunt absolut cinstiți cu el. Sinceritatea înseamnă să vă dăruiți inima lui Dumnezeu, să fiți sinceri cu el în privința tuturor lucrurilor, să fiți deschiși cu el în toate lucrurile, să nu ascundeți niciodată faptele, să nu încercați să înșelați pe cei superiori și pe cei inferiori vouă și niciodată să nu faceți lucruri doar ca să intrați în grațiile lui Dumnezeu. Pe scurt, să fiți cinstiți înseamnă să fiți puri în acțiunile și cuvintele voastre. Și să nu înșelați nici pe Dumnezeu, nici pe om. Ceea ce spun este foarte simplu. Dar pentru voi este de două ori mai dificil. Mulți ar prefera să fie condamnați la iad decât să vorbească și să acționeze sincer. Nu e de mirare că am alt tratament pregătit pentru cei care sunt necinstiți. Amin, amin. amin. Care va fi soarta cuiva la sfârșit? Depinde de faptul dacă acea persoană are o inimă cinstită și sângerie. Și dacă are un suflet pur. Dacă tu ești un om foarte necinstit, care are o inimă plină de răutate și un suflet necurat, atunci fii sigur că vei sfârși în locul unde omul este pedepsit, așa cum este scris în consemnarea sorțitală. Dacă tu pretinzi că ești foarte cinstit și totuși nu reușești niciodată să acționezi în conformitate cu adevărul sau să rostești o vorbă adevărată, atunci tot mai aștepți ca Dumnezeu să te răsplătească? Tu încă mai speri ca Dumnezeu să te considere lumina ochilor lui? Nu este acesta un mod absurd de gândire? Tu îl înșeli pe Dumnezeu în toate lucrurile. Deci cum poate casa lui Dumnezeu să găzduiască pe unul ca tine, ale cărui mâini sunt necurate? Amin. Amin. Citind cuvintele lui Dumnezeu, am înțeles că esența lui este credincioasă și îi plac oamenii cinstiți. Dumnezeu ne cere să fim sinceri cu El în tot ce spunem și facem. În public sau în privat, trebuie să acceptăm scrutarea Lui și să nu-L mințim nici pe El, nici pe alții. Trebuie să fim cinstiți și de încredere. Doar așa putem fi mântuiți și intra în împărăția Lui. Așa Gândindu-mă la ce ne cere Dumnezeu, mi-am dat seama că, în calitate de medic, nu m-am gândit la cum să-mi vindec pacienții sau să le ușurez suferința, ci la cum aș putea să câștig mai mulți bani. Îi storceam pe oameni de bani, când de fapt eu ar fi trebuit să-i vindec. Oh, Le-am exploatat fricile. Pretinzând că niște afecțiuni banale erau grave, și folosindu-mă de asta pentru a vinde medicamente scumpe. I-am făcut să-și risipească banii și ei mi-au mulțumit. A fost un comportament abject și rușinos. Chiar dacă am dus o viață foarte bună făcând asta, eram paranoică, tensionată și nu mă puteam relaxa. Mă comportam fără pic de conștiință. Da. da. Cuvintele lui Dumnezeu mi-au arătat că El îi disprețuiește pe cei ce mint și înșal. Și că aceștia nu vor avea un sfârșit bun. Doar oamenii cinstiți pot primi slava și mântuirea Lui. În acel moment chiar am vrut să fiu cinstită. Atunci am decis să nu mai înșel pe nimeni niciodată, să nu mai tratez pacienții excesiv. Am vrut să practic medicina onorabil și cinstit. Bine, Brădav. e calea cea dreaptă. Minunat, da. După o vreme, mi-am dat seama că de când nu mai înșelam pacienții și îi tratam excesiv, veniturile mele erau mult mai mici. Pe atunci, performanța spitalului se reflecta prin vânzările de medicamente. Într-o zi, am fost la o ședință despre evaluarea performanței președintele m-a acuzat că trag spitalul în jos și ne-a luat plăcuța cu practică clinică avansată. De asemenea, spitalul a început să împartă stimulente personalului. În fiecare lună, dacă un medic își depășea norma lunară de vânzări de medicamente, 50% din venitul în plus îl primea drept comision. După calculele mele, dacă m-aș apuca din nou să tratez pacienții excesiv aș ajunge să fac în plus peste 4.000 de ioani lunar. Adică 50.000 de ioani pe an. Dar dacă nu m-aș apuca să fac asta din nou, n-aș atinge niciodată norma pe care ne-au stabilit-o. Și în cazul acesta, aș pierde foarte mulți bani. Cu cât mă gândeam mai mult la asta, cu atât simțeam că era imposibil să fi cinstit ca medic trebuia să păcălesc ca să câștig. Și uite așa, iarăși n-am respectat ceea ce îmi cerea Dumnezeu. Mi-am ignorat conștiința și am căzut în păcat. Într-o zi, un cuplu căsătorit a venit la mine cu fiul lor. Acesta răcise și făcuse o infecție respiratorie, care putea fi tratată ușor. M-am prefăcut îngrijorată, mi-am scos tetoscopul și am ascultat pieptul și spatele copilului. După consultația asta de formă, le-am spus părinților cu asprime: Copilul are pneumonie infantilă. S-a extins deja. Trebuia să veniți mai repede. Încă o zi și ar fi fost foarte grav. Din fericire, încă avem timp. Îi dăm perfuzii câteva zile și își revine. În felul acesta, am început încă o dată să-mi storc pacienții de bani. Am mințit că boala era mai gravă. După ceva timp, tare mi-am reproșat asta. Mi era teamă că totul va fi dat în vileag și zilnic eram tensionată. Uneori îmi spuneam că e ultima dată când fac asta și apoi mă opresc. Dar n-am putut rezista tentației banilor și nu m-am putut opri să nu mai păcătuiesc. Viața mea a devenit o luptă. Știam că Dumnezeu ne cere să fim cinstiți, dar pur și simplu nu mă puteam opri din a-mi înșela clienții. Apoi am citit din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Născut pe un pământ atât de murdar, omul a fost grav influențat de societate. A fost influențat de etici feudale și educat la instituții de învățământ superior. Gândirea înapoiată, moralitatea coruptă, perspectiva plină de răutate asupra vieții, filozofia josnică de viață, existența aceasta fără nicio valoare, stilul de viață și obiceiurile depravate, toate aceste lucruri au pătruns adânc în inima omului și i-au subminat și atacat grav conștiința. Drept rezultat, omul este și mai departe de Dumnezeu și îi se împotrivește lui mai mult ca niciodată. Firea omului devine mai vicioasă pe zi ce trece. Și nu există nicio singură persoană care va renunța de bunăvoie la ceva pentru Dumnezeu. Nici o singură persoană care îl va asculta de bunăvoie pe Dumnezeu. Și mai mult chiar nicio singură persoană care va căuta de bunăvoie arătarea lui Dumnezeu. În schimb, sub domeniul satanei, omul nu face altceva decât să caute plăcere. Să se dedea corupției trupului în ținutul noroiului. Chiar și atunci când aud adevărul, cei care trăiesc în întuneric nu se gândesc la cum să-l pună în practică. Nici nu sunt înclinați să-l caute pe Dumnezeu, chiar dacă i-au văzut arătarea. Cum ar putea o omenire atât de depravată să aibă vreo șansă la mântuire? Cum ar putea o omenire atât de decăzută să trăiască în lumină? Amin. 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 Și încă un fragment. După câteva mii de ani de corupție, omul este insensibil și stupid a devenit un demon care îi se împotrivește lui Dumnezeu. În măsura în care răzvrătirea omului față de Dumnezeu a fost documentată în cărțile de istorie și nici măcar omul însuși nu este capabil să dea socoteală pentru comportamentul lui răzvrătit. Căci omul a fost profund corupt de satana și a fost dus pe cărări greșite de satana, astfel încât nu știe unde să se întoarcă. Chiar și astăzi, omul tot îl trădează pe Dumnezeu. Când omul îl vede pe Dumnezeu, îl trădează, și când nu îl poate vedea, chiar și atunci îl trădează. Sunt unii care, după ce au fost martori la blestemele și mânia lui Dumnezeu, tot îl trădează. Deci spun că rațiunea omului și-a pierdut funcția originală, iar conștiința omului, de asemenea, și-a pierdut funcția originală. Amin. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu mi-au dezvăluit... Că societatea în care trăim și educația primită au fost corupte de Satana. Nu există avere fără viclenie. Pe primul loc sunt întotdeauna banii, și fiecare om pentru el însuși, și diavolul îl ia pe cel mai din spate. Aceste filozofii vin de la Satana. Suntem influențați și otrăviți de aceste viziuni, iar valorile noastre sunt distorsionate. Punem banii mai presus de orice renunțăm la conștiință și moralitate ca să ne sporim beneficiile. Mințim și înșelăm, devenim tot mai egoiști, înșelători, lacomi și răi. Și ne pierdem umanitatea. Datoria unui medic e să vindece și să fie un om etic. E ideea de bază a conștiinței umane. Da. da. Dar se duși de bani. Mulți sunt cei care își tratează pacienții excesiv, și prescriu prea multe medicamente, păcălindu-i chiar să ia hormoni. Chiar dacă la început nu văd pericolul, în timp prea multe medicamente și tratament hormonal vor afecta grav organismul. Toxinele din medicamente se adună în corpul pacientului și duc des la boli cronice. E o formă de ucidere lentă. Gândul acesta mă speria tot mai tare. M-am gândit la tinerețe când am decis să fiu medic. La început voiam să ajut oamenii de rând. Dar aceste viziuni satanice, fiecare om pentru el însuși și diavolul îl ia pe cel mai din spate, mai întâi sunt banii și nu contează dacă pisica e albă sau neagră câtă vreme prinde șoareci. Mă controlau. Și treptat mi-am pierdut conștiința și rațiunea. Am făcut din bol de trei zile unele de cinci zile, doar pentru a face bani. Dacă o boală se putea trata cu cinci bănuți, eu o tratam cu zece. Satana m-a corupt în așa măsură încât mi-am pierdut orice urmă de conștiință și rațiune. Firea mea a devenit tot mai viciată. Eram un lup deghizat în oaie și îmi păsa mai mult de bani decât de conștiință. Da. După ce am acceptat lucrarea lui Dumnezeu, am știut că El ne cere să fim cinstiți. Dar tot n-am rezistat atracției banilor și a câștigului personal. Și, din nou, am început să-mi înșel pacienții. Am văzut cum o trava satanei a devenit parte din propria natură. Dacă nu era judecata cuvintelor lui Dumnezeu, care să mă îndrume spre a vedea disprețul și pericolul minciunilor mele, aș fi continuat să trăiesc ca o impostoare. Aș fi trăit toată viața cu neliniște și remușcări și aș fi mers în iad drept pedepsă pentru comportamentul meu. Da. În sfârșit am înțeles cât de important e că Dumnezeu ne cere să fim cinstiți. A fi cinstit și a face fapte cinstite ne oferă integritate și demnitate. Doar așa putem avea sufletul împăcat și primi slava lui Dumnezeu. Da. Odată ce am înțeles voia lui Dumnezeu, am început să mă rog. Dispusă să o iau de la capăt, să mă lepăd de mine. Să practic adevărul și să fiu cinstită. Amin. 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 Într-o zi, un pacient din alt sat a venit la mine. După o consultație atentă, am stabilit că suferă de un ulcer varicos la picior. Neplăcut afecțiune. Da, e greu de tratat. Dar știam un tratament secret care l-ar fi făcut să dispară, cu bani puțini. Pacientul mi-a spus că a fost la medici de la oraș și la câțiva vraci și că cheltuise mii de ioani în zadar. Cum am auzit asta, m-am gândit. A cheltuit deja peste o mie de ioani. Dacă i-aș cere câteva sute, n-ar fi atât de rău, nu așa? Ar fi păcat să-mi scape această ocazie. Când mă gândeam la asta, mi-a tresărit inima. E ultimul om pe care îl înșel, după care voi fi cinstită. Dar, în timp ce mă pregăteam să-i dau rețeta, m-am gândit la decizia pe care o luasem înaintea lui Dumnezeu. Am început să mă rog. Dumnezeule, încă îmi vine să mint. Știu că n-ar trebui să-mi încalc promisiunea și să te dezamăgesc. Dumnezeule, ajută-mă să renunț la lăcomie și să fiu cinstită. Și mi-am amintit un pasaj din cuvintele lui. Oamenii care cred cu adevărat în Dumnezeu îl au mereu în inima lor, și în lăuntrul lor poartă întotdeauna o inimă care îl slăvește și îl iubește pe Dumnezeu. Cei care cred în Dumnezeu ar trebui să facă lucrurile cu prudență și precauție. Și tot ceea ce fac ei ar trebui să fie potrivit cerințelor lui și să-i poată mulțumi inima. Nu ar trebui să fie încăpățânați, făcând orice le place. Aceasta nu se potrivește unui caracter Vlavios. Amin. Amin. Acest pasaj mi-a arătat că adevărații credincioși îl venerează pe Dumnezeu în inima lor. Sunt cinstiți și de încredere. Fac lucrurile deschis, acceptă scrutarea lui Dumnezeu și nu îi înșală pe ceilalți. Fac totul cu decență sfântă și se comportă așa cum cere Dumnezeu. Ei nu fac lucruri disprețuite de el și nu îl dezonorează. Amin. Am devenit conștientă. Că satana folosea banii ca să mă vrăjească și corupă din nou, ca să mă facă să persist în minciună. Dar știam că nu mai pot să încalc cerințele lui Dumnezeu. Am fost recunoscătoare pentru îndrumarea cuvintelor lui. Da. Și m-am rugat din nou. Dumnezeule, mi-ai trimis astăzi acest pacient pentru a mă testa. Înainte am mințit și am înșelat pentru a face bani, și am trăit asemănarea satanei. Dar începând de azi, tot ce vreau este să-ți mulțumesc și să-l pe satan. Amin. Slavă ție Dumnezeule. După ce m-am rugat, i-am spus pacientului: Deși boala e greu de tratat, pot să-ți prescriu ceva care te va vindeca sigur. Și te costă doar 30 de cenți. Slavă lui Dumnezeu. Dacă s-ar fi întâmplat înainte și ar fi trebuit să vând tratamentul, aș fi cerut o sumă mult mai mare de atât. Dar acum. Cuvintele lui Dumnezeu mi-au dat încrederea să practic adevărul. Să fiu o persoană cinstită și integră. Nu mai aveam de gând să înșel oameni pentru bani. Îmi amintesc când pacientul a plecat cu medicamentul, că am fost foarte fericită și împăcată în sufletul meu. Slavă-ți, Dumnezeule! După 10 zile, pacientul s-a întors și mi-a spus cu recunoștință. Am fost peste tot cu boala asta, dar n-am avut noroc. Nici măcar n-am folosit tot medicamentul și rana s-a vindecat. E un tratament miraculos. Vă mulțumesc din suflet. Le voi spune tuturor despre dumneavoastră. Sunteți și foarte pricepută și aveți și prețuri bune. Când l-am auzit mulțumindu-mi așa, am știut că această mică schimbare s-a întâmplat pentru că m-au îndrumat cuvintele lui Dumnezeu. Amin. Mi-am Amin. Amin. Mi amintit cum obișnuiam să gândesc. Mai întâi sunt banii. Nu există avere făcută fără viclenie și. fiecare om pentru el însuși și diavolul îl ia pe cel mai din spate, înrobită de aceste otrăvuri. Mi-am pierdut conștiința, integritatea și morala. Eram haină la suflet. Cuvintele și mântuirea lui Dumnezeu mi-au redat conștiința și rațiunea. Și mi-am regăsit principiile. Amin. Slavăție, Dumnezeule! De atunci încolo, am tratat conștiincios fiecare pacient. Le-am dat numai ce aveau nevoie. Și am fost sincer în legătură cu fiecare afecțiune a lor. Mi-am menținut standardul de cinste. Și, desigur, am văzut bine cuvântările lui Dumnezeu. Mă simțeam motivată, împăcată și liniștită. Și, în plus, pacienții pe care i-am tratat le-au spus celorlalți ce experiență au avut cu mine. Oameni din toate satele învecinate au vrut să fie tratați de mine. Doar dacă spunem adevărul și suntem cinstiți, putem fi adevărate ființe umane. A respinge minciunile și a spune adevărul a fost primul pas spre a fi o persoană cinstită. Dar știu că mai am până să fac totul bine și să trăiesc după cerințele lui Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeule, tot puternic. Slavă ție, imagine. Dumnezeule. Slavă lui Dumnezeu. Aveți ne aduce multă pace.